Intră se face cu anumit, cu ajutorul unei pompe. Voi arăta imediat cum este această pompă. Sânge, sunt sigur că materialul este așezat în poziția potrivită. Face o strângere. Ok. Deci aici va avea o clapă. Aceasta este treapta pe care clampa se prinde. Aceasta este... Aceasta este clampa. Practic, într-o parte se pune treapta de prindere. Să văd mai clar. Iar în partea cealaltă se prinde material. Se face strângerea cu ajutorul unui șurub. Există niște spații în formă de T pe masa de prindere, astfel încât acolo se pot băga niște șuruburi și pot prinde material. Deci putem să o deplasăm cu ajutorul pe această masă de cuteuri, băgăm treapta de desubt. Mai verificăm o dată dacă materialul este așezat corect. Mai prindem încă o menghină. Avem grijă să nu rupe materialul. Și acum vom porni mașina. Pornim și treza. Să trimitem în zona de zero. Programul este încărcat, nu facem nimic altceva decât să-l pornim. Se face o referință pe care pornim să facem găurile de care avem nevoie. Avem încărcat un program de găurire, pornește de la o înălțime mai mare decât este materialul, dar apoi ajunge la material și face găurile potrivite. Se poate observa că se vor da niște găuri cu diametru mai mare decât freza, deci nu sunt găuri ca atunci când se face o gaură cu un burghiu, când burghiul pur și simplu străpunge. Și efectiv freza descrie un cerc. Din cauza